A trecut ceva timp de când am oprit funcționarea valvei EGR și foarte mult timp de când n-am mai dat jos țeava de admisie aer să văd cum arată totul acolo. Ok, țeava, sincer, după cum era și de așteptat, ca și ultima dată, doar niște ulei în interior. Nu cred că focalizează camera cum trebuie. Se poate vedea metalul cum lucește. Nu este deloc mizerie înăuntru. Doar ulei. Nu mă aștept să fie altceva nici în interiorul corpului EGR, în afară de puțin ulei. Este foarte, foarte ok. Se simte metalul, dar exact cum spuneam, este normal să fie un pic de ulei. Acesta vine de la turbină, am ceva uzură pe acolo. Totul funcționează corespunzător.